Mulțea! La mulți ani, ia uite-l proaspăt! Proaspăt și fresh, deci cum îl știm. Deci costum național, dar am venit cu ochelari la... Toți ați vorbit de ochelari mai devreme. Da. Cristi, te iubesc. Și eu. Te apreciez ca mare realizator de emisiuni, împreună cu soțioara ta, dragă, și mai ales cu băiatul tău frumos și vecin cu fica mea. Așa este. Suntem vecini acolo la Mogoșoaia. Nu dau din casă. Nu dăm din casă la mulți ani. Vă rog să luați loc, maestre. Așa. Să fim iubiți. Atâta. Suntem cuminți, ne aveți cât distanță. Arătați absolut superb. Vă rog să luați loc, maestre, că vreau să vă văd și vreau să știu ce ați făcut de sărbători. Drumul către el. Așa. Cum a sărbătorit? Lângă voi aproape. Lângă noi. Lângă voi. Eu sunt un om polivalent, din toate punctele de vedere, și muzical, și uman, și artist, cum mă știe și mă apreciază. Categoric. Și trebuie să-i mulțumesc pe toți, mai ales la trecere, la cumpăna între ani. Așa este. Știi de ce, Cristi? Vreau să fiu fericit cu cei care sunt lângă mine până la final de an, 31 decembrie, și la început de an, pentru că am fost tot la mine acasă, dar nu la București, nici în Mogoșoaia, la Câmpina. Așa, e o casă foarte frumoasă la Câmpina acolo, e o nebunie. Am văzut-o și eu, am mai tras cu ochiul, mai știm și noi. Bun. Da, bineînțeles, ai fost la mine vizită, da. Deci acum ne glumim și glumim, pentru că mă simt atât de bine, da? Că astăzi am petrecut cu prietenii mei undeva la un local, nu sunt, Doamne ferește, nu băut, când am conduc mașina. Dar mai devreme am văzut la tine o emisiune foarte frumoasă, un prieten de-al vostru și al meu, Wilmark. Da, Wilmark a fost mai devreme. Da, știu, am văzut emisiunea în culise și la cabină. Știi de ce? Îl apreciez ca artist în primul rând, dar a făcut o trimitere către dansul latin sau african. Nu e adevărat nimic. Da? Noi maramureșenii, așa. Suntem primii care am știut să batem pământul jucând tropotita și desăritul din Maramureș. Noi suntem primii care am făcut lumea să vadă că noi suntem primii pe acest pământ, da, care am bătut pământul și îl bate pământul, să audă și cei din morminte că noi suntem deasupra. E adevărat. Maestre, dacă vreți să ne arătați o tropotită, noi nu se Nu, dacă nu am muzica, nu. Da, deci... E bună? E extra. Foarte bine, doamnelor și domnilor. Bun, deci, e regulă. Uite, iese și mâncarea chinezească, mai asiatică, mai bine pe muzică moroșenească. Noi suntem primii, noi românii, suntem primii care am bătut pământul vârtos și sănătos, că suntem primii care am spus neamului românesc și nu numai, că noi suntem... Și mâncăm până atunci. Să asculte și cei din pământuri, că noi suntem deasupra. Așa este. Vreau să vă întreb dacă ați sărbătorit cu cei dragi, deci dacă ați sărbătorit alături a fost familia. Nu știu de ce niște doamne din culise mă întrebau dacă ați sărbătorit singur, dacă a mai fost o altă doamnă. Știți că ați fost întotdeauna un bărbat așa, la care doamnele s-au uitat cu drag. Nu ca la odă, încă mai sunt, încă curtat. Așa. Deci, Cristi, nu mă înlătur de aceste efecte, cum să spună, tendențioase. Dar ideea mea că viața cea mai frumoasă este atunci când o trăiești cu cine ți-e drag din prima. Așa este. Iar pe soția mea nu o poate înlocui nimeni pe acest pământ. Am încercat prima, a doua, poate și a treia, n-a reușit, pentru că ce s-a dorit prima ta iubire, nu ți-o poate dorui nici a doua, nici a treia, nici a patra. Cât ai încercat? E adevărat, o doamnă absolut minunată, doamna Turda, mama copiilor domnului Turda. Chiar vorbim și mai devreme cu Wilmark. Succesul meu cu soția mea în Japonia în 1987.
cu Rapsodia, cel mai mare turneu al vieții noastre, în turneul din Japonia. Vă dați seama, ea a fost prim balerina Rapsodiei, care a făcut toate momentele solistice ale ansamblului Rapsodia Română acolo. Foarte frumos, foarte frumos, amintiri foarte frumoase. Vreau să vă întreb dacă v-a adus Moș Crăciun ceea ce vă doriți? N-am așteptat în mod special ceva. Da, a venit. Da, normal că da. Și eu din parte, și din partea mușilor către ei. Știi ce mi-a spus ăla micu al vechița vecinul tău, Tudorel? Bunicule, nu am nicio pretenție. Ce vrea bunicul? Să-mi aducă bunicul, normal, Moș Crăciun. La fel și Petru. Dar Petru este formidabil. Ce mai mare bucurie a lui Petru și care a fost Cristi? Care a fost? Că a luat centura galbenă la karate. A, bravo! Și a luat premiul întâi la percuție. L-a și preluat deja bunul meu prieten, marele nostru toboșar, Ovidiu Lipan. Ovidiu, da. Când am arătat videoclipul cu el cum bate la tobe, va fi un al doilea video, vorba aceea, toboșar al lui Ovidiu Lipan, al lui Sândărică. Foarte tare, foarte tare. O secundă, maestre, că vreau să știu, voi ce ați mai făcut acolo, în afară de faptul că miroase bine? Dar cine e domnișoara că o cunosc? Domnișoara este Aida Parascan, câștigătoare de celebrul concurs TV, care Aida, servus, Aida. Da. Bună seara. Te salut, dragă. Da, deci ce ați mai pus acolo, ca să știu exact cum se face, vor doamnele să știe acasă. Acum, deci am pus brocoli, am pus superci, am pus ardei grazi. Da. Și acum punem tofu pe care l-am marinat în sos de soia. Amestecăm. Amestecăm. Și apoi punem tăiței. Așa. Și puteți să veniți să păpați. Aha, da. Hai la masă. Hai la masă, ai mai amestec acolo tu. Veniți cu chestii de astea asiatice. Când avem aici săpânța Horincă, ce ați mâncat bun, dar bun de sărbători. Adică Saramale, în primul, Saramale. Așa. Saramale. Le-am un prieten de-a mea care a mers undeva pe lângă București la Pelciugatele, nu spun așa, primarul de acolo, care a și tăiat un porc pentru prezența noastră acolo. Și am și lucrat de decupajul spinării de la porc. Așa? Vai, nu se poate. Cristi, e data viitoare, ești invitatul meu acolo. Cu mare drag. Este un rai pe pământ acolo unde este la Pelciugatele. Foarte frumos. Felicitări. Deci ați găsit prietenii. Prietenii mei, nu. Prietenii mei din întotdeauna. Ei sunt. Ce voiam să vă întreb? De obicei, înainte de pandemie, erați peste tot în Europa. Una, două, vă găseam plecat pe undeva. Eram la Roma, la vorba aceea. De 1 decembrie am cântat acolo. Și anul și în 2021. Anul ăsta, pe 5 decembrie, când nu am putut. Putem, era mijlocul de săptămână, 1 decembrie, și am stat 45 decembrie la cel mai bun prieten meu, Eugen Tertela, care este președintele Comunității Române din Italia. Foarte frumos. Da. Foarte frumos. Bun, da. Ce ați vrea să vă aducă acest 2022? Sănătate, în primul rând. 2. Revenire la evenințe de altă dată. Revenire la emisiunile voastre. Doamne ajută, suntem aici. Revenire la largheța noastră sufletească, să povestim tot ce avem de spus pe micul ecran aici. Păi e frumos atunci, să fie bine. Da. Și 3 sau 4 sau câte este, să fie mai multă liniște în țară, bunăstare și să nu se ni se ia din pensii. Aici e o temă grea. Credeți că urmează? Când trebuie la pensiile noastre, fie de civil, fie de militar, n-au voie nimeni să ne ia drepturile noastre. Nu au voie. Îi dai un drept la om și ei înapoi. Nu. Într-adevăr, este. E o blasfemie la românul muncitor care a muncit. Eu am 55 de ani de carieră. N-ai voie tu, ca stat român, să iei din valoarea lui Gheorghe Turda. N-ai voie. N-ai voie. Oricare român.
Nu că suntem noi personalități. Indiferent ce grad și ai funcție ai. Eu țineam minte că pe vremea în care se discuta despre pensii, era vorba despre contributivitate. Cu cât ai dat statul păi român... 55 de ani, Cristi. Atâta primești. Din ce tăie? Deci din ceea ce am muncit? Eu am muncit și am cotizat la stat 55 de ani de carieră artistică. Vă dați seama. N-ai voie să iei din dreptul meu. Ar trebui să vă asculte oamenii ăștia, că le-ați cântat tuturor. N-am să fac nicio critică la adresa lor. Dar fiecare politician, cu creșterea lui, cu valoarea lui și cu creșterea lui pentru a respecta și pe ei bătrâni. Așa ar fi bine. Da. Doamnelor și domnilor, după o scurtă pauză ne întoarcem cu maestru Turda și iată, Aida termină acolo bunătățile, o să vedem și plating-ul, stimați telespectatori, înțelegeți că o să fie bine, da? Ne întoarcem după câteva minute. Și domnilor, atmosferă incendiară, foarte frumos, maestru, maestre, foarte frumos, asta cu mândruța și cu pălinca, nu știu exact, pentru anul ăsta. Da, cum sunteți? O să fie bine și anul ăsta? Cristi, nu bine, foarte bine, dacă ai asemenea partener de emisiune, acești minunați prieteni de-ai mei, muzician și vorba aceea, artistă minunată, n-are voie să fie un an bun. Așa 2022. Uite, n-am degustat încă din... Așa, aici te rog să-mi prezinti, domnului general, ce ai pregătit. Nu, pentru Ghiță Turda. Pentru Ghiță Turda, da. Și vecini și prieteni de viață. Știi cine a cântat lui Gheorghe Turda la botez și lui Cristi și lui Doamna? Așa este. Ghiță Turda. Așa este. Da. Haide, da. Hai să uite, vă servește acum Aida. Deci, Aida, ce ai pregătit? Ai pus deci acolo am tot... pregătit tăiței de orez cu legume și toful. Nu mult să nu ne greșim. Am folosit și... tăiței de orez, ciuperci, bineînțeles, ciuperci, brocoli, tofu, ardei gras. Și mai sunt mirodenile, mai sunt aici sosul. Am folosit sos de soia. Da. Fără sare, ulei de sultan, ulei de cocos, usturoi și ghimbir. Cristi, hai la masă. Imediat, doamnelor. Și domnule, prin urmare, Aida, după cum vedeți, a reușit să-l cucerească pe Ghiță Turda, ca să zic, nu zic așa. E bine... excepțional. Gata, ai trecut. Gata, dacă armata este de acord cu noi și dacă e foarte bine. Și domnul Turda a mâncat la marile mese de protocol ale României, ca să zic așa. E foarte frumos că mai avem încă 2-3 minute. Aida, mulțumim foarte mult, felicitări. Mulțumesc și eu. Și totul nici e să fie. Nici pe vremea lui Ceaușescu n-am mâncat așa de bune. Auzi că nici pe vremea lui Ceaușescu n-am mâncat așa bine. E foarte bine. Mulțumesc. Da. Foarte bine. Bun. Cu drag, pupăm. Da, a zis domnul general că trebuie să mai vină, pentru că el nu primește de la nicio emisiune niciun ban. Dar, domne, vrea... Ai țin minte, bravo. Da, să eu poate. Nu primesc bani de la voi, dar sunt singur artist care nu suntem plătiți pe emisiunile voastre particulare. Dar un cadou din partea voastră trebuie să primesc un calendar și o agenda. Gata, s-a rezolvat. Dacă, cu mare dacă drag. Primiți, mulțumim. Dacă nu primesc de la voi așa ceva, nu mai vin. Cu mare drag. Domnilor și domnilor, vă rog frumos, da? Și ca să vină de mai multe ori, puteți să dați și două. Adică nu e niciun fel de așa. Care descris? Numai dacă povestește, e foarte... Scriu cartea și am să spun data viitoare ce am în plan. Două scenarii de film și cartea mea. Două scenarii de film? Da. Adică ce fel de scenarii de film? Nu de sfânsperi deocamdată, e vorba de colectivizarea țăranului român din Marea Mureș. Aha, cred că se lucruri... poate petrecut de Gheorghe Turda și trebuie să le fie într-un scenariu de film care nu se va face până nu voi scrie un scenariu și realizarea filmului. Foarte tare. Uite, Aida trebuie să ne spună ce să mâncăm anul ăsta. Deci am înțeles, acum ne-a luat pe ușor, pe tofu, pe... Ar fi bine să mâncați hrană vie. Ăsta e cel mai important. Da. Vie. Adică legume, fructe proaspete și să nu combinăm niciodată proteinele cu carbohidrații, de exemplu. Da. Să nu mâncăm dulciuri la sfârșitul mesei, ci să mâncăm doar dulciurile ca atare și atât. Să mâncăm cât mai puține. Saravalele merg cu șpisul?
mai ales, dar eu fac sarmale cu soia și credeți-mă că dacă le mâncați odată, nu aia o să mai vreți. Data viitoare vă pregătește Aida dacă vă mai gândiți sarmale cu soia. Pe cuvânt. Vă face o mămăligă cu brânză, cu jumări deasupra. Și da. Să mâncăm brânzeturi, dar să nu le mâncăm cu pâine. Foarte important. Mămăligă e perfect. Nu, cred că sunteți pe autostrăzi diferite, nu vă supărați cu mine. Balmoș, acum, aici ceva așa de dietă, niște balmoș, un buls, ceva într-o pietru. Mă duc la săpun să vă gătesc împreună cu soara mea un balmoș. Aia e treaba. Mulțumim foarte mult, ne vedem mâine.